Așa cum a spus și colega mea Alexandra, sunt asistent social, sunt colegă cu ea în cadrul Centrului de Consiliere, Sfânta Alexandra din București. Am sprijinit în ultimii ani familii în situație de criză, cu un interes special pentru copii, iar alături de Alexandra susținem femeile aflate în dificultate, dezvoltând soluții la problemele, riscurile cu care acestea se confruntă. Din experiența ca asistent social în lucru direct cu beneficiarii, am constatat ca principale probleme lipsa unui spațiu de locuit și lipsa sprijinului a nevoilor de bază în perioada în care copilul este dependent de mama sa și nu ar putea să lucreze, respectiv primii 2 ani din viața copilului. În momentul în care femeia află că este însărcinată și familia, partenerul, percep copilul ca problemă, descurcându-se cu un singur salariu sau cu un venit modest, să spunem, alocațiile altor copii pe care i-au, intervine lipsa de suport, presiunea de a scăpa de această problemă, certuri, condiționări de genul, renunț la sarcină și rămân cu tine, muncim și o să avem alți copii mai târziu, fie din partea familiei, abia ne descurcăm noi, nu o să-ți cresc și copilul. Fiecare om e capabil să găsească soluții la problemele care se ivesc în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, există situații în viața fiecăruia când este dificil să identificăm problema și soluțiile pentru rezolvarea ei. Dacă nici familia, prietenii nu o pot face, intervin specialiști, asistentul social, psihologul, consilierul care oferă sprijin în cazul nostru viitoare mame. Este important ca toți să conștientizăm etapele în oferirea sprijinului. Momentul în care femeia află că e însărcinată, punem problema că partenerul, familia nu o susțin și e nevoie de a identifica soluții și resurse pentru a depăși situația de vulnerabilitate în care se află. Momentul sarcinii, dezvoltarea unui plan prin care să reușească să-și asigure ei și copilului resursele necesare. Momentul nașterii, nevoia de sprijin, lucruri concrete pentru nou-născut și mamă. Și perioada de după naștere, foarte importantă, când atenția și resursele mamei se focusează pe copil. Consider că este importantă, de asemenea, abilitarea mamei să înțeleagă ce probleme are, ce nevoi, să fie capabilă să stabilească contacte, să acceseze resurse din comunitate, să știe ce drepturi și beneficii îi se cuvin. Un aspect important în dezvoltarea abilităților mamei îl reprezintă îmbinarea timpului petrecut la locul de muncă cu timpul alocat copilului. Este important să conștientizeze dificultățile, dar și resursele, metodele de rezolvare a problemei intervenite, care sunt riscurile și responsabilitățile. Ca soluții, consider că politicile sociale ar trebui îmbunătățite prin servicii sociale care să ofere acces la o locuință pe timpul sarcinii și în următorii 2-3 ani după nașterea copilului. Modernizarea centrelor maternale, oferirea unei anumite independențe. Sunt mame care au 2-3 copii și sunt nevoite să conviețuiască cu alte mame și copiilor în același spațiu, ca și cum ar fi într-un refugiu temporar. E nevoie să li se ofere condițiile unui cămin dotat cu strictul necesar, dar să poată avea și o anumită intimitate. De asemenea, programe de informare și conștientizare publică referitoare la schimbările produse de sarcină și maternitate, precum și despre nevoia de sprijin pentru femei în timpul sarcinii. Consider că persoanele vulnerabile pot avea o viață mai bună dacă li se oferă sprijin. Mă bucur să fiu aici, în această zi de 19 martie, când este sărbătorită și Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Iar tema acesteia de anul acesta este importanța relațiilor umane. Consider această întâlnire ca punct de intersecție între oameni, idei și valori comune. Vă mulțumesc!